Angajatorii și sindicatele germane se opun unei interdicții imediate a Uniunii Europene asupra importurilor de gaze naturale provenite din Rusia. Aceștia spun că asta ar duce la pierdere de locuri de muncă și la închiderea fabricilor în cea mai mare economie a UE. Angajatorii și sindicatele germane s-au unit pentru a se opune unei interdicții imediate a Uniunii Europene asupra importurilor de gaze naturale provenite din Rusia, ca urmare a războiului din Ucraina, motivând că o astfel de mișcare ar duce la închiderea fabricilor și la pierderea de locuri de muncă în cea mai mare economie a Uniunii Europene. Declarația vine în timp ce liderii europeni discută despre posibile noi sancțiuni energetice care să vizeze petrolul provenite din Rusia, în urma deciziei din 7 aprilie de a interzice importurile de cărbune rusesc începând cu luna august. Liderii ucraineni susțin că veniturile din exporturile de energie ale Rusiei finanțează războiul Moscovei împotriva Kievului, iar acest lucru trebuie să înceteze. Cu toate astea, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene primesc aproximativ 40% din gazele naturale și aproximativ 25% din petrol din Rusia. Analiștii din domeniul energiei susțin că renunțarea la gazele rusești este un proces dificil, deoarece majoritatea gazelor naturale sunt livrate prin conducte din Rusia, iar livrările de gaze lichefiate, care pot fi transportate pe nave, sunt limitate pe fondul cererii mari la nivel mondial. În pofida sancțiunilor economice impuse băncilor și persoanelor ruse, Uniunea Europeană continuă să trimită în Rusia aproximativ 850 de milioane de dolari pe zi în schimbul petrolului și gazelor, chiar dacă guvernele Uniunii Europene condamnă războiul din Ucraina.